Noul regulament de parcare din București aprinde spiritele între primarul susținut de USR Nicu Șordan și viceprimarul PNL Stelian Bujduveanu. Primarul vrea introducerea unui abonament lunar care nu garantează însă și locul de parcare în zona centrală. Al doilea, nu concepe ca bucureștenii să nu aibă un loc rezervat măcar pe timpul nopții. Nici unul, nici altul însă nu găsește soluții pentru locurile insuficiente, așa că de luni încep să curgă amenzile pentru toți șoferii care parchează neregulamentar. Exact ca pe trotuar, de exemplu. Am înțeles. Bun. Și ce trebuie să facă? Da, le dăm și permisul și vă dau un avertizor. Acest șofer a scăpat ieftin după ce și-a lăsat mașina într-un loc interzis din centrul capitalei. De luni, polițiștii locali vor începe să dea amenzi de câte 200 de lei pe zi celor care fie nu plătesc parcarea, fie opresc în zone nemarcate. Dacă mergeți pe zonele astea, Brezoianu și toate cele, nu poți să spui că plătești parcare. Stai pe marginea străzii, nu-ți asigură nimeni integritatea mașinii, este și pe pancardă că nu răspundem pe ei și atunci de ce plătesc? Din toamnă în București ar trebui să intre în vigoare un nou regulament privind parcările. Una din modificări ar fi ca în zona centrală să fie introdus un abonament care însă nu garantează și locul de parcare. Rezidenții au posibilitatea unui abonament foarte ieftin, dar care nu le garantează locul. Plătiți numai pentru a folosi acel loc ziua. Nimeni nu plătește pentru noapte, a spus primarul Nicu Șordan. Viceprimarul Stelian Bujduveanu vrea însă loc de parcare garantat pentru șoferi, măcar pe perioada nopții. Oferim riveranilor locuri de parcare între intervalul 19 și 7 dimineața, prin care să oferim la un preț accesibil, ne gândim la un 50 de lei care să însumeze 600 de lei, la fel ca la sectoare, în care să-ți permitem accesul pe un loc de parcare în dreptul casei tale rezervat. Cei doi încă negociază modificările. Între timp, promisiunile privind parcările nu sunt respectate în primărie. Săptămâna trecută, viceprimarul Stelian Bujduveanu spunea că parcarea din jurul primăriei, rezervată în acest moment angajaților și directorilor instituției, va fi deschisă tuturor bucureștenilor. De ce dumneavoastră aveți parte gratuită? Ați spus, da? De acord cu dumneavoastră, vom desfința parcarea de aici. Păi, de acord cu dumneavoastră, chiar urma săptămâna viitoare. Chiar urma să vă spun, dar n-am vrut să dau, mă bucur că sunt domnii aici. Vorbesc serios, avem în comisie toate parcările de aici, zonă vor fi desfințate. Și ce se întâmplă? La subsol. Există parcare ce la subsol. Ce se întâmplă cu strada de aici? Vom putea parca sau nu? Pe toate, aici puteți parca în față, cu tarif se tot va parca. Tot spațiul ăsta. Oricine. Bun. A trecut săptămâna și nimic nu s-a schimbat. Bucureștenii de rând parchează contra cost pe unde apucă. Directorii din primărie au locul rezervat.